8 al raionului 9 Suliță, Părintele Gheorghe Moroz. Ne mândrim cu aceasta că în raion atât de mare, protopopul e de la noi din sat. Mă miră faptul că n-a venit domnul Miziței, Părintele Miziței. Nu pot înțelege, dar... Ca făcut eu cu pații, serioasă. Doamna primar, Elena Dăianovna, doamna consul, stimați oaspeți și stimați noi, deputați și cei ce ați fost până acum. Felicitări! Binecuvântarea Domnului, Maicii Domnului și Sfinților Apostoli, care astăzi e joia și rânduiala rugăciunii se pun, vreau zic, cere ca apostolii, așa cum au predicat lumii, să fie oplătite primăria și satul nostru și mai ales în Sfântul nu ați crescut trei. Și cu rugăciunii, la deli, de Sfântul Ierarhul Nicolae, care a ajutat foarte mult și ajută la toți, care călătoresc pe uscat, în răzduc și pe alt. Doamna primar, Dumnezeu să vă ajute. Într-un ceas bun, dar cum a spus doamna consul, foarte bine spus, înțelepciune. Noi știm, citim cărți sfinte și apoi găsim pe bun, care el a ajuns să fie rege, tânăr, dar tânăr, experiență. Și el înțelepciune. Și Dumnezeu, fiindcă El nu a cerut nici aur, nici argint, nici bogăție, a cerut înțelepciune. Dumnezeu i-a dat, dar înțelepciune, unde noi citim pildele și proverbele de Solomon și ne uimim. De ce înțelepciune care a fost înscrise, cum El a condus țara. Și Dumnezeu i-a dat de totul, și aur, și argint, și bogăție. Așa că eu cred că noi toți împreună ce am face. Dar până acum ce s-a făcut țara supranau, dar cred și de acum noi nu o facem mai puțin, fiindcă e satul nostru. Aici noi ne-am născut, aici noi creștem și de aici vom pleca. Dar așa că, aceea ce s-a vorbit aici, să fie întotdeauna luat în seamă cuvintele și într-un ceas bun. Da, Dumnezeu să vă ajute și cu acele cuvinte sfinte, frumoase, care le-am auzit aici, dar să nu vă rușinați, cu Dumnezeu înainte. El ne ajută, a ajutat și ne va ajuta în toate zilele și în problemele acestea, nu simple, foarte grele, ca noi astăzi le trecem și petrecem viața în timpul de față. Dar cum s-a vorbit, în dragoste, în iertare și în succes, și în înțelepciune, Dumnezeu să vă ajute, doamna primar, și doamna consul să mai ne viziteze și oaspeze în România și noi toți care suntem aici să ne întâlnim cuvinte frumoase și bune și să trăiți mulți și fericiți ani. Dă-i, Doamne, zile bune îndelungate, pace, sănătate, spor în toate, Doamne primar Elena Nandreș, și-o păzește într-o mulți și fericiți ani. Mulți ani, mulți ani, trăiască, mulți ani, mulți ani, trăiască, mulți ani. Secretariatul și toți care au ajuns membri să fie ajutor, doamne primar, mulți ani. Mulțumesc, frumos, părinte. Mulțumesc, excelență, domnul Vladimirovic, stimat primar, secretar, domnul Login Sarius, domnul Ștefan, stimați deputați, membri comitetului executiv și colectivul primăriei, dragi copilași. A treia oară primar, eu nu știu dacă în sat la noi a fost cineva mai lung timp primar decât femeie. Acum, mai ales femeie, este prima. Asta e o răspundere foarte mare. O încredere din partea poporului, din partea satului și o răspundere mare pentru mine. Și nu numai de copii care veniți, sunt aleși, și pentru consilieri care sunt aleși aici. Noi să nu ne socotim cărmuirea satului. Noi trebuie să răspundem pentru ceea ce facem și trebuie să ducem pace și liniște în satul nostru. Noi suntem cei mai aproape de pământ, de nevoile lumii,
de toate durerile și ofurile fiecăruia. Pentru că noi pe ei auzim. Acei de la Chiev nu ar veni niciodată să ne facă rânduială la noi în sat și nu ar veni niciodată ca să ne spună, adică să ne comande, da, din felul lor, dar noi știm durerile lor. Noi știm durerile satului, noi știm ce ne privește nouă. Și de aceea vă mulțumesc frumos. Părinte, din partea mea, dacă ați putea să spuneți o mulțumire la toată lumea care m-a în biserică. Că da, sigur, o spune. Mulțumim pentru... spune că am fost la sesii, da. Ați postit și mai decât o să spun. Și vă mulțumesc foarte frumos. Să știți că e o răspundere foarte mare pentru că a conduce nu e atât de ușor. Vedeți și situația care s-a numerit acum în București cu prietenii noștri, la care și-a dat demisia, s-a socotit că greșeala a fost, adică, primarul. Vedeți cum? Întâi și întâi vine cea din frunte. Deci noi suntem aleși poporul și satului nostru ca să facem, nu pentru fiecare personal acasă, dar facem în total pentru toate patru sate care le avem. Pentru patru, Ostrița, Mahala, Buda, Prut, la care trebuiesc grădinițe, trebuiesc școli, trebuiesc stadion, trebuiește casa de cultură, trebuiește casa de cultură de la club, de la Cotin, care din club trebuie o casă de cultură, trebuie o reparație a drumurilor, avem multe, multe de făcut. Grădinița în Mahala, după cum am promis în biserică, am promis în fața altarului. Termin Buda, începem Prutul și începem documentația la Prut. De săptămâna viitoare, la Mahala. Săptămâna viitoare, un lua specialiști, câteva specialiști și o merge să începem a face documentația grădiniței de la Mahala. Deci avem de lucru mult, să ne dea Bunul Dumnezeu răbdare, să ne dea Bunul Dumnezeu înțelepciune la toți, pentru că împreună, gândim cu răbdare, facem lucruri bune. Împreună. Mulțumesc la toți care m-au susținut până acum. Să ne dea Bunul Dumnezeu, să avem înțelegere, voie bună și în continuare. Vă mulțumesc! Să ne dea Bunul Dumnezeu, să ne întâlnim cu voie bună la următoarea sesie. Și copiii, cred că, cu ultima încheie,